responsabilitatea care a atârnat pe umerii noștri a fost una extrem de mare, o responsabilitate uriașă. Dar nu mai vreau să prelungesc emoțiile celor trei concurenți care au mai rămas în discuție și vreau să vă spun că cea care a luat premiul al treilea este o tânără care nu doar că este foarte sensibilă, nu doar că vine dintr-o zonă încărcată de folclor și legendă, nu doar că din zona respectivă au răsărit la noi, în muzica populară românească, nume valoroase. Domnica Trop, un rapsod extraordinar de bun și de prețuit, Angelica Stoican, Petrică Mâțu Stoian, Niculina Stoican și încă foarte mulți alții. Este o tânără extraordinar de talentată, foarte sensibilă, care a adus în scenă nu doar un glas frumos, dar și un repertoriu valoros. Pentru toate acestea, juriul a acordat un punctaj care, iată, acum o clasează pe locul al treilea. Este vorba despre Narcisa Mădălina Băleanu. Narcisa Mădălina Băleanu, doamnelor și domnilor, din Drobeta, Turnu Severin, câștigătoarea premiului al treilea. Felicitări! Felicitări, Narcisa! Este absolventa Liceului de Artă la secția NAI, a reprezentat în concurs zona de nord a Mehedințiului. Putem spune că este o adevărată colecționară de premii. Iată, îi se adaugă unul important, premiul al treilea la ediția a șasea a acestui festival la Brăila. Sunt foarte emoționată, vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă spun că eu am venit cu gândul de a vă transmite cântecul nostru mehedințean, de acolo, de la munte. Aș fi vrut să înțelegeți prin cântec, să vă transpuneți în această lume neatinsă, creată de mult de Dumnezeu, și prin doinele noastre, prin doina de mehedinți, am vrut să vă prezint armonia dintre munte și fluviu, pentru că și la noi avem Dunărea și mă mândresc cu acest lucru, sunt mândră de județul meu și aș vrea să mulțumesc și orchestrei, maestrului Nicolae Vodgros, pentru că am avut onoarea să cânt pentru prima oară alături de dumnealui și de orchestră și a fost un vis al meu pe care mi s-a îndeplinit. Vă mulțumesc din suflet! Succes în continuare! Și publicului de asemenea, mulțumesc! Felicitări, foarte multe emoții, doamnelor și domnilor, așadar, Narcisa Mădălina Băleanu. Moară că nu-i păcat.
Narcisa Mădălina Băleanu, doamnelor și domnilor din Mehedinți, câștigătoarea premiului al treilea la Festivalul Internațional Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării.